E sigur, e un moment de la sală și ni se permite și prin lege, doar că trebuie să fim prudenți și înțelepți. În sensul că fiecare ar trebui să-și evalueze riscurile și dacă face parte din categoria persoanelor cu risc crescut, persoane peste 65 de ani și cu patologii asociate severe, e bine să fie mult mai precauți. Această relaxare să o facă treptat, să respecte în continuare cu strictețe regulile de bază de distanțare socială de 1,5 metri și purtarea măștii și spălatul cât se poate de mult pe mâini. Și acest gest de a duce mâna la gură sau la nas permanent trebuie controlat și oprit. În rest, sunt persoane care au fost bolnave și care au anticorpi și care pot fi mult mai relaxați față de alții care, foarte probabil, dacă nu respectă aceste reguli, se vor îmbolnăvi. Important este ca să nu ne îmbolnăvim toți deodată, pentru că în momentul acela, crescând numărul de cazuri, nu vom mai face față ca spital acestor cazuri și atunci nu vor beneficia de terapiile necesare pentru patologia respectivă.